Iisus ne învață că dacă trăim conștienți de faptul că suntem niște păcătoși iertați, putem frânge puterea mâniei nedrepte din viețile noastre. Dar el ilustrează acest fapt atunci când ucenicii întreabă cât de des trebuie să ierte pe oameni. Ucenicii lui Iisus erau conștienți cât de exasperantă poate deveni situația atunci când cineva păcătuiește împotriva ta. Nu doar odată, ci în mod repetat. Dar puține lucruri ne fac mai mânioși. Așa că Petru i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu atunci când va păcătui împotriva mea? Da? Până la 7 ori? Iar Iisus i-a răspuns: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și parcă nu putem să nu punem întrebarea: cum este posibil acest lucru? Când cineva ne-a rănit deja de 100 de ori. Iisus răspunde printr-o pildă despre împărăția cerurilor, care ne arată cât este delegată împărăția de puterea de a ierta. Îi spune lui Petru și celorlalți care au urechi să audă: De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Este semnificativ faptul că el numește această pildă o comparație a împărăției cerurilor. Aceasta înseamnă că triumful asupra mâniei prin iertare este o parte a domniei lui Dumnezeu în viețile poporului său. Iertarea nu este doar o tehnică psihologică de administrare a relațiilor dintre oameni, dar ea este lucrarea lui Dumnezeu și este rodul iertării despre care Iisus a spus că o va obține prin sângele său. Pilda spune că un împărat avea un slujitor care îi datora suma uluitoare de 10.000 de talanți. Un istoric german spunea că mărimea ureașă a acestei sume este lămurită de faptul că regele Irod avea un venit anual de vreo 900 de talanți, iar Galileea și Perea în anul 4 înainte de Hristos a adus 200 de talanți prin taxe. Așa că se pare că această sumă o reprezintă o exagerare intenționată, că ca atunci când zicem milioane și milioane, sau acest slujbaș era un alt funcționar care putea să fraudeze sume enorme din visteria împăratului de-a lungul a multor ani. În orice caz, Iisus descrie datoria lui ca aproape incalculabilă. Împăratul a amenințat că îl va vinde pe el și pe familia lui, dar robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngădu-mi și-ți voi plăti tot, ceea ce era imposibil. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Această iertare este la fel de spectaculoasă ca mărimea sumei datorate. Aceasta era ideea. Iisus vrea să înțelegem că păcatul reprezintă o datorie incalculabilă înaintea lui Dumnezeu. Nu am putea să ne achităm niciodată de ea. Nu putem să ne plătim datoria față de Dumnezeu niciodată. Nici penitențele, nici faptele bune sau scuzele, oricâte ar fi ele, nu vor putea plăti datoria pe care am pricinuit-o prin dezonorarea pe care am aruncat asupra lui Dumnezeu prin păcatele noastre. Dar acest rob nu a primit această iertare așa cum era ea, uluitoare, nemeritată, umilitoare, generatoare de îndurare față de alții. Iisus nu spune că acest rob ar fi avut vreun cuvânt de recunoștință sau vreun cuvânt de uimire. Incredibil, nu? El povestește în mod simplu evenimentele de neînțeles care au urmat. Și spune că robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii săi de slujbă care îi era dator cu 100 de dinari. Un dinar reprezenta plata pe o zi. A pus mâna pe el și îl strângea de gât și zicea: mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n-a vrut. Ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Cu alte cuvinte, această experiență a iertării acestui om de către împărat nu i-a transformat mânia. A pus mâna pe tovarășul său de slujbă și l-a strâns de gât. Împăratul a auzit acest lucru și s-a mâniat, da, în mod legitim. I-a spus: rob vitlean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Împăratul l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Concluzia pildei atinge miezul problemei mâniei și iertării. Iisus spune: tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Mesajul acestei pilde este acela că Dumnezeu nu are vreo obligație să mântuiască o persoană care pretinde că este ucenicul lui.
dacă acest pretins ucenic nu a primit darul iertării, așa cum este iertarea cu adevărat, infinit de prețioasă, de uimitoare, nemeritată, umilitoare și generatoare de îndurare față de alții. Dacă pretinde că suntem iertați de Iisus, dar nu purtăm dulceața iertării altor oameni în inimile noastre, iertarea lui Dumnezeu chiar nu este acolo. Amintiți-vă că această pildă a avut rolul de a-l ajuta pe Petru să înțeleagă porunca lui Iisus de a ierta de 70 de ori câte 7. Așadar, a fost spusă pentru a ne ajuta să rezolvăm problema mâniei care se naște în mod firesc în inimile noastre atunci când cineva ne rănește pentru a 100-a oară. Soluția, afirmă Iisus, este să trăiești cu o conștiință copleșitoare și uimitoare a faptului că ni s-a iertat o datorie mai mare decât toate greșelile săvârșite vreodată împotriva noastră. Sau, altfel spus, ar trebui să trăim cu o conștiință uimitoare a faptului că mânia lui Dumnezeu împotriva noastră a fost îndepărtată. Deși am păcătuit împotriva lui mult mai mult decât de 70 de ori câte 7. Efectul acestei conștientizări este o bucurie care vine dintr-o inimă frântă, pocăită și iubitoare. Iar această bucurie care vine dintr-o inimă frântă stinge focul mâniei. O altă afirmație a lui Iisus confirmă modul în care el vede îndurarea ca modalitate prin care să ne stăpânim mânia. Una din căile în care se exprimă mânia este faptul că îi judecăm pe alții. Dar Iisus ne-a dat o poruncă în această privință. Porunca de a nu judeca pare la fel de categorică precum porunca de a nu ne mânia, dar nu judecați ca să nu fiți judecați. Dar ceea ce îi urmează poruncii ne arată că există un fel rău de a judeca și un fel necesar și bun de a judeca. Tot așa cum există o mânie bună și una rea. Când Iisus spune, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. El arată că este necesar să judecăm paiul din ochiul unui frate. Ce transformă această judecată caracterizată de dragoste, de purtare de grijă, vindecare într-un duh de judecată pe care îl interzice Iisus, este incapacitatea de a vedea bârna din propriul nostru ochi. Este la fel ca și cum robul neiertător, nu? Care n-a fost în stare să trăiască cu conștiința faptul că i s-a iertat datoria ca o bârnă, da, de 10.000 de talanți, astfel încât să poată ierta cu bucurie datoria de un pai a fratelui său. Iisus știe că atunci când vedem bârna din ochii noștri, știm cum să o scoatem, da? Adică cum să găsim iertare și ajutor la Iisus. Astfel, procedura delicată de a îndepărta paiul din ochiul fratelui nostru nu ar fi posibilă. Nu poți face o operație pe ochi cu delicatețe și dragoste dacă tu ai o bârnă care îți atârnă de ochi. Așadar, ceea ce vrea să arate Iisus atunci când vorbește despre judecată este felul în care putem frânge mânia care rezultă dintr-un duh de judecată. Dar este frântă dacă ai o inimă frântă. Trăim conștienți de marea noastră păcătoșenie și conștienți de faptul că doar îndurarea lui Iisus poate îndepărta bârna din ochiul nostru prin iertare și vindecare. Această conștientizare transformă judecata însoțită de mânie într-o atitudine de grație căreia poți îndura cu răbdare și dragoste și în virtutea căreia poți corecta cu blândețe. Mânia legitimă poate rămâne deoarece nu ne place că paiele din ochii unora îi rănesc pe cei pe care îi iubim. Dar mânia aceasta nu este mânia care vine dintr-un duh de judecată. Dar mânia bună este guvernată de experiența îndurării. Suntem ispitiți să ne mâniem nu doar atunci când suntem răniți în repetate rânduri, ci și atunci când ni se spune de către alții ce trebuie să facem, mai cu seamă dacă nu vrem să facem ceea ce ni se cere. Această mânie este adesea înrădăcinată în acest fel de mândrie care nu crede că are datoria de a sluji și care nu își găsește bucuria în slujire. Dar tot ce ne învață Iisus cu privire la slujirea celorlalți ne face să experimentăm slujirea într-un alt mod. A fi ucenic al lui Iisus, în mod fundamental, înseamnă să fii gata să te lepezi de sine și să-ți porți crucea. Și Domnul Iisus spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iisus merge la cruce ca să moară pentru alții. El ne cheamă să mergem cu El și, dacă este necesar, să murim pentru alții. Disponibilitatea aceasta de a suferi atunci când îl urmăm pe Iisus dă naștere unui duh de slujire care nu se mânie atunci când sunt puse asupra noastră tot felul de cerințe. Iisus a folosit o expresie chiar uimitoare pentru a descrie acest fapt. Robul tuturor,
El a zis, oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Iisus n-a vrut să spună că al urma pe el reprezintă un lucru neplăcut, lipsit de bucurie. Dar el spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Martin Luther a priceput bine spiritul de bucurie al robiei creștine atunci când a spus în anul 1520, creștinul este cel mai liber domn dintre toți și nu este supus nimănui. Dar de asemenea a spus că creștinul este cel mai harnic rob dintre toți și este supus tuturor. Dar nu suntem ai noștri, îi aparținem lui Iisus. Ceea ce ne cere să facem, facem. Altfel îi vom auzi spunându-ne, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Acest duh de supunere transformă experiența mâniei. De dragul lui Iisus, robul se bucură să slujească pentru binele altora. El spune cu învățătorul său, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Am fost trimiși să slujim. Mânia bună este guvernată de duhul de mulțumire pe care îl dă Iisus în a-i sluji pe alții, chiar și pe aceia care nu o merită. Dar ce fel de mânie interzice Iisus? Ne întoarcem la interdicția lui Iisus de a ne mânia, cea din Evanghelia lui Matei din capitolul 5. În lumina tot ceea ce am văzut, voi face observația că mânia pe care Iisus o interzice este mânia ucigașă. Cu alte cuvinte, el sublinează porunca de a nu ucide. El indică faptul că nu doar actul uciderii este vrednic să fie condamnat, ci și sentimentul care se află în spatele acestui act. Cu alte cuvinte, el nu interzice orice mânie, ci doar acel fel de mânie care duce la ucidere. Această focalizare asupra interzicerii acestui fel de mânie este confirmată de două ilustrații pe care le dă acest text, cel pe care l-am amintit din Matei, capitolul 5. Da, acestea se referă la acțiuni exterioare, nu doar la mânia lăuntrică. De aceea, ele arată felul de mânie pe care l-a avut Iisus în gând. În mintea lui, când condamnă mânia, mânia este un sentiment puternic de neplăcere, care angajează și sentimente de dispreț și de ostilitate, ce caută să se manifeste prin ucidere sau prin tot felul de apelative. Dar el interzice orice mânie de felul acesta. Dar nu cred că Iisus interzice orice fel de mânie. Toate celelalte învățături ale sale ne fac să discernem dacă mânia este justificată, dar mai cu seamă învățătura pe care am văzut-o cu privire la dragoste, proporție, providență, îndurare și slujire. Problema este în cele din urmă din inimă. Mânia nu ține de propria noastră alegere. Mânia este un rod al inimii. Întrebarea este, inima ta la ce-i conectată? La ce viță ești legat? Pentru că în funcție de vița la care ești legat, vei aduce și roadă. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul Iisus. Acesta este adevărul pur și simplu.